Vedeți ce înseamnă să ai o casă de 2 milioane de dolari în Canada. Vă salut, dragilor, și bine ați venit la un nou vlog, la un nou video de aici, din Canada. Astăzi lucrăm într-o casă scumpă, undeva la peste 2 milioane de dolari. Trebuie să pun un engineering, de aici am început ieri. Să pun, o să vă arăt. Dar până atunci vreau să vă fac turul casei, să vedeți ce înseamnă să ai o casă de 2 milioane de dolari în Canada. Așa că vreau să încep de aici. De aici unde este camera părinților, cum ai venit, master bedroom-ul. Are balcon frumos aici afară. Te poți sta dimineața aici, bea cafeaua cu soția. Aici avem o baie, pentru că fiecare cameră, avem patru camere, fiecare cameră are baia lui separată. Asta e cadă cu jacuzzi. Aici avem WC-ul, aici avem două ghivete cu oglindă. Aici avem duș, acolo stă soția și acolo stă bărbatul și face duș. Aici unde își pun hainele, pentru că nu sunt dulapuri aici în America și în Canada. Aici își pun hainele, aici unde își spală hainele, acolo să fie mașina de spălat și mașina de uscat haine. Așa frumos. Nu avem lumină momentan aici, că nu-i peste tot, că casa încă e în renovare și nu au pus lumină peste tot aici. Aici avem încă o cameră. Asta unde își dresing, unde își pune hainele. Asta e camera mare cu view afară, colivenul meu. Și aici avem o baie separat. Fiecare cameră are baia lui. Și aici are baie cu duș, WC-ul și oglindă. Aici ieșim pe hol. Aici am început eu ieri să bat. Casa e foarte mare, undeva la vreo 4000 ceva de square feet. Aici e pistolul cu care bat, trebuie să punem glue înainte să începem să batem. Aici altă cameră cu alt dressing mai mic, asta e o cameră puțin mai mică, dar văd că are o baie puțin mai diferită, puțin mai mare, care aici are cadă. Și baia asta e puțin mai mare decât cealaltă, sau la fel, dar nu are duș, cum ar veni. Și aici iară e view de afară. Aici iară avem un dressing pe hall. Aici altă cameră cu altă baie. Nu prea găsești fiecare casă cu baia lui aici. Încă o baie și aici e dressing, iar un dressing mare. Și aici sus, asta era camera unde, master bedroom-ul, camera părinților. Și aici este un loc unde stai și te uiți la televizor, entertainment cu familia, cu copiii, mai stai de vorbă. Fiecare face după bunul plac. Și aici jos avem scări, coborâm jos. Deci este etajul de sus. Ăsta îl coborâm acum jos. Tot ce e aici trebuie îmbrăcat în engineering, în lemn. Toate scările aici trebuie îmbrăcate în lemn, sunt deschise, se vadă sub. Și aici jos, primul etaj, sala parter, ce iar, deci vedeți că astea trebuie instalate, o să le instalăm, frumos o să le îmbrăcăm. Aici e fireplace-ul, cu gaz, cu foc, și acolo o să vină televizorul, aici o să vină poate canapea ceva. Și asta e bucătăria, huge, o bucătărie foarte mare, imensă. Deci aici cred că o să intre undeva la vreo 7-8 oameni. Dacă de obicei aici sunt scaune și unde poți să stai, aici ai o masă unde poți să stai. Și asta e bucătăria, imens. Deci vedeți locul ăsta de aici? Locul ăsta de aici e numai frigiderul. Aici intră două frigidere întregi, de alea mari, huge. Aici ai unde speli la mână. Acolo cred că o să vină aragazul. Sau aici o să vină aragazul, nici nu știu, nu știu exact pentru ce treaba asta, că e prima dată când văd așa mare. Aici o să spele eventual vasele, acolo speli numai ca să speli la mână. Dar aici o să vină, cred că, unde faci mâncare ca să nu miroasă în casă. Și dacă face treaba asta, ar fi o treabă foarte smart. Până acum n-am văzut așa ceva. Aici ai un balcon frumos. Ia să vedem unde mergi afară și te uiți. Răsăritul de dimineață. Wow, dar chiar e frumos aici răsăritul. Și aici iară mai bine cu cafea după ce ai mâncat aici, mai mănânci acolo și după aceea mănânci acolo. De obicei aici când cumpăr oamenii casă, nu au așa copii mulți sau nu au deloc. Cine cumpără casă, de asta o cumpără pentru investment. Aici când vinzi musafirii la tine, stai jos cu familia, pui canapele de jur împrejur. Aici avem încă o baie. Aici cred că când vii de la garaj, vii și spui hainele, pentru că aici e garajul. Asta e garajul, garaj dublu. Așa. E garaj dublu. Și aici abia și spui hainele și să nu mai urci cu ele sus când vii de afară. Și asta e
Asta e primul, asta nu e primul etaj, aici e la parter, sus e primul etaj. Și acum coborâm în basement, că asta e casă pe 3 nivele. Asta e casă pe 3 nivele. Și aici e basementul. Jos, unde de obicei, aici de obicei, dacă ești tu cu soția, unde faci exerciții, unde faci sală. Aici ești afară. Și aici iar un loc frumos acolo, unde poți să pui barbecue, stai iar vara aici la grădină, dacă ai copii te uiți după ei. Dar aici de obicei, unde iar poți să pui televizor, aici e mechanic room. Aici e mechanic room. V-am mai arătat eu la un alt video. Acolo iar are storage. Și aici are încă două camere, dar aici are o baie. Frumos. Aici are o cameră unde nu pot să intru că nu-i lumină și nu se vede. Aici de obicei pune biliard și tot felul de astea unde se joacă. Aici e o cameră. Camerele de jos din basement sunt fără băi. Au numai dressing, cum e aici și aici. Au dressing. N-au de obicei baie. Se stringem lumina aici. Fain frumos. Așa. Și aici trebuie iar îmbrăcat frumos în engineering, aici iară punem engineering jos, deci o să, aici fiecare scară are lumini, fiecare are scară lumini. Deci așa de mare e bucătăria, e huge, e imensă. Așa că mergem sus, partea asta, să vă arăt răsăritul de aici de pe terasă, când te trezești dimineața. Și vezi, te uiți la răsărit aici, frumos. Omul de acolo a avut tot terenul și l-a vândut la oamenii de aici, la un indian care a făcut casa. Ce vreau să vă spun, dragilor, e că eu am lucrat și lucrez la oameni care au bani foarte mulți, case foarte scumpe. Și problema e că am lucrat odată, acum v-am arătat casa asta și o să vă uitați și ziceți, wow, ce frumoasă casă, și vreau și eu o casă ca asta. Vreau să vă spun că m-am lucrat odată la un om, era singur numai cu soția lui. Era bătrân, undeva la 65 de ani, 70, pot zic că foarte bătrân, dar era milionar, avea bani mulți. M-am lucrat la foarte multe case scumpe, cu bani, oameni care au bani mulți. Și problema e că avea o casă pe 4 nivele cu lift, zicea, man, uite aici, mi-a arătat casa în fiecare zi aproape de jur împrejur, vroia numai să laud că ce casă are el. Eu m-am prins de treaba asta, dar eu de obicei nu prea laud oamenii. Și zicea, uite, mi-a făcut și casă cu lift, să urc, să cobor în jos, în caz că ajung la, nu mai pot să merg. El credea că o să trăiască, foarte mulți ani. Și Dumnezeu să-i dea foarte mulți ani, nu e problema de asta, dar ce vreau să vă zic, că am văzut foarte mulți oameni care au foarte multe case scumpe și nu sunt fericiți, n-au fericire. Foarte mulți care n-au copii, sunt singuri și nu sunt fericiți. Vreau să vă spun că fericirea nu stă în casele astea care le vedeți voi, poate vă uitați în moment ce, poate dacă aș avea și o casă, casă așa scumpă și mare, poate aș fi mai fericit. Dacă aș avea bani mai mulți în cont, poate aș fi mai fericit. Vreau să spun că fericirea nu o dă casele astea și banii, și fericirea o dă un singur Dumnezeu. Nu ești fericit. Eu zic că o să ai casa asta și o să ai bani mulți în colț, să zicem că alegi după el, și îți dai seama la final că nu ești fericit deloc. Acolo unde ești în România, dacă ai o casă mai ieftină, mai o casă cu grădină, unde poți planta ceva, unde e casa ta, știi că e casa ta, bucură-te de ea, tu și familia ta, tu bucură-te de tot ce ai în fiecare zi, că vă spun eu am lucrat cu oameni foarte mulți, și omul și la români care sunt pe aici și au câte o casă și câte o mașină care sunt luate în leasing, pentru că aici nu-ți permis să-ți cumperi tu o casă scumpă și mașină scumpă asta cu bani jos. Le iei toate prin bancă și lucrează câte 12-13 ore românii de dimineața până seara și nu au așa concediu de mult cum aveți voi în România, și lucrează pe ele și ca să le plătească afară, pentru că nu-și permit ca să țină, să-și cumpere o casă cu bani jos, și nu toți sunt fericiți. Să știți, să nu credeți că dacă veniți în Canada aici sau în America sau oriunde o să mereți voi, cum coborâți din avion, cum coborâți din avion până mereți acasă, găsiți 100 dolari pe jos. Nu e așa ceva.
E muncă foarte multă și de cel mai multe ori nu-i fericire, pentru că să ai o casă din asta așa mare, îți și payment-uri foarte mari și zici că ai și banii care se pot să întreții payment-urile. Ei bine, ca să ai banii, ea trebuie să și muncești foarte mult. Chiar dacă nu muncești fizic, ești de dimineața și până seara plecat. Eu am cunoscut foarte mulți oameni bogați, pentru că am lucrat în foarte multe case scumpe la oameni bogați și am văzut cei mai mulți dintre ei sunt oameni nefericiți, unii divorțați, fără copii și aleargă după bani de dimineața până seara, pentru că odată ce intri în game-ul ăsta de a alerga după bani de dimineața până seara, nu mai ieși din el, pentru că vrei să ai tot mai mult, tot mai mult și tot mai nefericit ești. Așa că trebuie să înțelegeți un lucru, fiți fericiți acolo unde sunteți, voi și casa voastră și familia voastră, indiferent de ce casă ai. Fii fericit și bucură-te tu și familia ta și Dumnezeu să te binecuvânteze.